sub Isareta i-a propus jucători și el i-a refuzat pe toți, inclusiv pe Diego Costa, da? Spre care se vorbește acum că era ca și făcut. Deci OM vrea să-i dea salariul lui Payet, vrea să-i dea statutul lui Payet. Payet vorbise cu Diego Costa, Diego Costa a recunoscut. Nu cunoștea niciun jucător de la OM în afară de Payet. Dar a zis, bă, e destul. Da, vin să joc acolo, că-l știu pe ăsta, e Dumnezeu. Da, dar să fie răutatea lui OM, cred că s-ar fi potrivit. Era unul din puținele cluburi la care s-ar fi potrivit. Sigur, exact. Da. E bine, Rudy Garcia i-a refuzat pe toți, tată. Da? Până la Costas Mitroglu, la care se pare că ar fi zis da. Da, i-o fi datat pe Facebook și probabil... Da. Nu înțeleg chestiunea asta, dar în fine să-l lăsăm pe Rudy, că deocamdată are 12 meciuri de campionat fără înfrângere, a reușit cumva să dragă busuiocul în ultima perioadă. Da. Totuși are merit, într-adevăr. A reinventat niște posturi, l-a făcut pe Bunasar, fundaș dreapta, în momentul de față este sclipitor acest jucător. De el râdea cotidianul echip la începutul sezonului, când măsura forțele principalelor contracandidatele lui Paris Saint-Germain. La Paris Saint-Germain apărea Neymar așa, ca simbol, și spuneau despre OM care este diferența dintre cele două echipe în 2017. Parisul are pe Neymar, OM pe Bunasar. Bunasar a costat 1,5 milioane de euro. E bine, în momentul de față Neymar n-ar trece de Bunasar dacă s-ar întâlni pe teren. Pentru că de ăsta, de câteva meciuri, nu mai trece nimeni în culoarul lui. El care nu jucase până în sezonul ăsta niciodată fundaș dreapta. Era atacant de meserie, a fost conducător de joc la MES, încă într-o epocă în care fotbalul rima cu handbalul. Se știe că MES are cea mai bună echipă de handbal feminin în Franța. Apropo de handbal, Radu, și de consiliul ăsta director, să spunem așa, situație foarte interesantă la Naționala României de handbal. Marian Rusescu scrie în Gazeta Sporturilor, el e specializat pe handbal și știe foarte, foarte bine unele lucruri. Scrie următorul lucru: în momentul în care s-a făcut selecția, Martin Ambros și-a ales câteva jucătoare pe care le-a vrut, iar restul le-au ales câțiva oameni din federație. După ce au ales aceste jucătoare, s-au rezervat biletele de avion, hotelul și așa mai departe, Federația de Handbal a întrunit un consiliu pentru a se hotărâ ce jucătoare ar fi trebuit să meargă la mondial. Oamenii s-au adunat acolo, toți specialiștii din țară, au zis, domne, păcutare, și au zis, nu, jucătoarele sunt deja alese. Vreau doar să vă dați acordul pentru asta. Și au zis, domne, de ce ne-ai mai chemat în cazul ăsta? Da? Deci, practic, noi ne-am dus la mondiale cu un lot făcut pe sprânceană, cu multe jucătoare neexperimentate, au fost lăsate acasă altele, nu mă bag, nu știu care-i treaba, dar am promis că o să vorbesc de situația asta cu selecționerul străin. Da? Că am zis să vedem cum va merge selecționer străin la o echipă de fete, în sport în general. Și am luat exemplul lui Martin Ambros. Iată, și Ungaria a avut selecționeri străini. Da, dar Martin Ambros nu cunoaște jucătoarele din România. Cred că le știa. Da, el, dacă nu mă înșel, antrenează parcă Barcelona în Spania, la echipă de club, și în paralel România, dar nu cunoaște jucătoarele. Da. El a zis, domnule, vreau pe Cristina Neagu, că știm cu toții pe Cristina Neagu și așa mai departe. Bun, ce s-a întâmplat apoi în meciul ăsta cu Cehia? Poarta aproape goală a fost a noastră tot meciul, m-am uitat, Dumanska a apărat, din ce am văzut eu, o minge, din ce mi-aduc aminte, iar Dedu parcă și-a o minge sau două. Astea au fost singurele parade pe care le-au reușit porterițele noastre, portarii noștri. Okay. Nimic. În rest, absolut nimic. Deci orice șut pe poartă era gol. Dar e incredibil, deci cred că unele le apăram și eu. După aia, așa cum spuneam la început, norocul nu ne-a protejat la nesfârșit. Am spus asta de-a lungul campionatului. Adică am avut noroc în grupe? Am avut noroc în grupe, pentru că în momente decisive adversarii șutau în bară. Au fost meciuri în care au avut 5-6 șuturi în bară. România a câștigat grupa, e adevărat. Grupa, cu Franța, cu Spania. Au avut meciuri bune în care Dumanska a apărat foarte bine, în care Dedo a apărat foarte bine, le-au ajutat și barele. Au fost o serie întreagă de momente în care am avut foarte mult noroc. Norocul ăsta n-a mai ținut cu noi în meciul cu Cehia. Ce s-a întâmplat aici? Iar îi spuneam, atenție la momentul în care Cristina Neagu va fi ținută om la om. Pentru că noi nu avem pe altcineva care să vină să suplinească importanța în joc a Cristinei Neagu, cineva care să deschidă un pic jocul și să-i permită și Cristine să intre în joc sau să preia sarcinile acestea. Din, cred că, minutul 25,
Până la finalul meciului, Cristina Neagu a fost ținută om la om. Dacă până atunci avea 91% reușite, i-a marcat 13 goluri. E fabulos ce a făcut. E bine, din acel moment au început problemele pentru România. Încetul cu încetul am scăzut diferența. Cristina Neagu n-a mai reușit să mai marcheze. A șutat incomodată. A dat în bară de vreo două ori, pe lângă o dată. Parcă a ratat vreo două lovituri de la 7 metri. Celelalte jucătoare n-au reușit să suplinească prin nimic, prin talent individual. Dacă până în minutul, să zicem, 57, România a arătat ca o, cum să spun, o școală de fotbal de afară, o academie de fotbal de afară, în care copiii sunt luați, nu contează că unul alb, unul negru, unul mic, unul mare, unul gras, unul slab, nu contează nimic. La toți îi trebuie trecut printr-un șablon, ies din partea cealaltă la ieșire fotbaliști, că unii reușesc, alții nu, asta e altă poveste. Așa a jucat România până în momentul de 55-57, minutul 55-57. De atunci a intervenit fatalismul nostru clasic, în care pe final ne pierdem concentrarea, ne pierdem, pierdem practic tot ceea ce avem și pierdem și meciul în cele din urmă. Dar mi-a plăcut foarte mult felul curajos în care au jucat cehoaicele. Spre exemplu, după 20 de minute, adică o treime din meci, aveam 11 goluri, din care 6 erau din aruncări de la 7 metri. Da? Au fost extrem de agresive. Multe eliminări au avut cehoaicele. Au fost de multe ori lovituri de la 7 metri pentru noi. Și-au asumat jocul ăsta agresiv. Iar nu întâmplător, golul final a venit tot la fel, după o fază de asta în care au avut foarte mult curaj, au scos portarul, noi parcă în inferioritate numerică și ne-au dat gol. În inferioritate, ele jucau 7. Cu poarta goală. Da, la ultima fază, 7 contra 5. Și iată, au forțat, extremă, era egal, secundă, practic, exact, era egal mingea la ele și garantat aveau accesul în prelungiri. Spuneai de faulturile astea, ele seamănă cu cele pe care o echipă le produce la basket pe final de meci, faulturile alea tehnice, da. Ca să nu pierzi timpul. Da. Și atunci dacă adversarul nu marchează ambele aruncări la coș, poți recupera mingea și mai câștigi un pic. Și atunci faci fault imediat cum are la mingea. Uh-huh. Amintește-ți, România a egalat cu 15 secunde înainte de final, cu 7 metri. Așa e. Deci iarăși făcuseră un faul din ăla, că dacă ratam, de exemplu, Cristina Neagu a bătut în vinclu perfect 7 metri, dacă îl ratam, era gata. Sigur, el avea un gol avans și mingea. A fost curajul ăla, mie asta mi-a plăcut. Au avut curaj. Evident, o echipă mai slabă decât a noastră. Dar au avut o atitudine foarte bună. La noi a mers totul bine, am avut 5 goluri avans, mare parte din meci. Până când, cum știm românești așa, pe final am pierdut partida. Cehia probabil că va fi învinsă de Olanda în sferturi. Probabil, nu cred că va mai reuși să repete această ispravă, deși nici olandezele nu mai sunt ce au fost în trecut apropiat. Dar când vor juca cu Japonia în prelungiri olandezele. Dar când vor juca cu Norvegia sau Suedia, se va încheia cu siguranță tot. Da, Norvegia a câștigat meciul cu Spania, cum era de așteptat. Să spune că ele s-ar fi lăsat bătute de Suedia în ultimul meci în grupă, ca să evite Franța. Cele două nu se mai pot întâlni decât în finală, în condițiile astea, altfel s-ar fi întâlnit mai repede. În orice caz, avem un Suedia-Danemarca astăzi, foarte interesant, și un Franța-Muntenegru a sens unic. Practic, franțuzoicele, dacă un pic pun osul, le bat pe muntenegrenci, deci posibil o semifinală Franța-Suedia pe partea aia de tablou. Dincolo, ar trebui să avem Norvegia cu Olanda. În semifinale, Norvegia joacă cu Rusia în sferturi. N-are probleme, în mod normal. Publicitate și ne întoarcem. Ne-am întors, dragi prieteni, pe final de emisiune. Așa, asta e cel mai prezentabil, măcar în ultimele momente. Spuneam de meciurile din Germania, apucasem să vorbim, 4 meciuri interesante, un Mainz-Dortmund, Borussia Dortmund în mod absolut bizar, după ce l-a dat afară pe Peter Boss, olandezul, l-a luat pe Stöger ăla de la Köln, care nu reușise să câștige niciun meci cu Köln. Spunea Dan că din vară îl vor aduce pe faimosul antrenor al lui Hoffenheim, așa își doresc cei de la Dortmund, dar un Mainz-Dortmund unde cred că totuși Borussia poate să stopeze această serie infernală
care a dus-o undeva spre mijlocul clasamentului. Mainz este o echipă extrem de slabă. Deci dacă și aici pierde Borussia Dortmund, cred că va retrograda. Mai avem un Hamburg, Frankfurt și un Freiburg, Gladbach, iar și o ocazie pentru Borussia Mönchengladbach să se mai apropie de poziția a doua. E clar că titlul este jucat, s-a furat ca în codru în favoarea lui Bayern München, care este o echipă mizerabilă în acest sezon, dar a fost ajutată din toate părțile, din toate structurile fotbalului bolșevic german, cum ar spune cineva, numai ca să n-aibă niciun obstacol. Dar nemții greșesc în ticăloșia lor măruntă, întrucât asta nu-i servește pe escrocii de la Bayern München în Liga Campionilor. Ei vor trece poate de Beşiktaş, dacă trec cu japca, după care se vor face de râs. Orice echipă de asta cât de cât vine peste ei, bate de ascultă la ureche, tur-retur. Orice echipă din cele 5 din Premier League, da, Paris Saint-Germain, Real Madrid, oricare îi tăvălește. Deci ei n-au fotbal. Degeaba faci în campionat, au fost cele mai mari hoții posibile ca să fie Leipzig frânată, Schalke frânată, Borussia Dortmund frânată. Borussia Dortmund, vă reamintesc, pentru cei care n-ați văzut meciurile, în momentul în care a început drama, prăbușirea echipei, cu hoție a început. Au fost furați în câteva meciuri ca în codru, erau în spatele lui Bayern München. Nu te lăsa să treci centru, era ca la campionatul județean. Numai ca Bayern să se distanțeze. Este o dictatură care an de an se perpetuează în fotbalul german. Și ca să completez afirmația ta, Radu, să nu uităm că șeful arbitrilor video, cei care se ocupă de tehnologia video, a fost concediat tocmai pentru că el era părtinitor. Sigur, da? Evident. În Germania, adică. Da, e tot om și ăla, bineînțeles, ținea cu Bayern, probabil. Nu, cu Leverkusen ține. Așa, tot un hoț era pe față cu Leverkusen și în culise cu Bayern. Probabil. N-ai cum să ții cu alte echipe în Germania. În fine, avem un meci restant în Italia, Genoa cu Atalanta. Inter joacă în cupă, în optimile de finală, cu o formație de Liga 3. Avem meciuri în Cupa Ligii Franței în această seară, un Toulouse-Bordeaux, qui sont la poudre, cum spun francezii, pentru că ambele echipe sunt în genunchi în campionat. Pe Pascal Dupraz l-au amenințat cu moartea suporterii lui Toulouse, dar nu pentru că nu știe meserie, ci pentru că i-a sfidat. A considerat că dacă se duce în finală, a zis, pe ce să mă calific în finală, zicem, cu Paligii, că o să, finala e la Bordeaux, apropo. Dacă mă calific, o să am 25.000 de bilete. Păi voi sunteți în stare, bă, să veniți 25.000. Și i-au scris să iau o scrisoare. Vine Tudor Barbu și vă explică el cum e să fii frizer sau tinichigiu în meseria asta. Toate bune! La revedere!